Lămuriți-mă, ați venit împreună cu ministrul apărării la Craiova să le spuneți oamenilor ce? Pentru că am văzut că parcă s-a schimbat ceva, cel puțin pe fețele lor în momentul acesta. Fabrica de avioane este un pariu personal pe care l-am făcut în urmă cu câțiva ani. Când am adus la Craiova lotul 2 de avioane, eram parlamentar la vremea respectivă, l-am convins pe ministrul apărării că trebuie să producă și această fabrică, pentru că altfel exista varianta în care, neavând de lucru, oamenii să fie disponibilizați sau să nu-și mai plătească, să nu-și mai primească salariile. Din păcate, a urmat apoi o guvernare care n-a mai putut să înțeleagă nimeni. Situația era dezastruoasă pentru fabrica de avioane. Anul trecut, prin iunie, cred, eram în perioada de campanie electorală. Am mers în fabrica de avioane, mi s-a părut că oamenii sunt disperați pentru că de un an de zile nu-și luaseră salariile. Eu mă și mir cum de-au stat atât de liniștiți în această perioadă. Și atunci l-am adus pe ministrul Dobrițoiu de la vremea respectivă și l-am rugat să găsească o variantă de un contract pentru reparația a două avioane, astfel încât să poată să supraviețuiască fabrica. Au venit acele avioane, pe la finalul anului a intrat și poarta de finanțare, oamenii și-au recuperat salariile după un an de zile, un an și jumătate aproape, vă dați seama, situația era absolut disperată și anul acesta m-au chemat din nou la fabrica de avioane ca să-mi spună că iarăși sunt în situația de a nu-și putea lua salariile pentru că iarăși nu au de lucru. De data aceasta am fost la București cu directorul fabricii de avioane și cu liderul de sindicat, ne-am întâlnit cu domnul Dușa, am constatat faptul că nu era prins niciun ban în buget pentru reparația unor avioane de antrenament, era prins doar finanțare pentru reparația a 2000 guri care se face la Bacău și asta pentru că riscam să pierdem de la NATO poliția aeriană. Deci trebuie să ai două avioane deasupra țării care să intercepteze, eu știu, agresori. Este o cerință a NATO. Dacă nu s-ar fi dat banii respectiv pentru aceste avioane, poliția aeriană trebuia făcută de Ungaria. Vă dați seama, mai ales zilele acestea, este un întreg scandal cu partea maghiară, ce ar fi însemnat. Și atunci mi s-a spus, nu putem să dăm la Craiova, trebuie să dăm automat la Bacău pentru repararea acestor două avioane miguri, pentru că nu poate Craiova să le repare. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să ajung la premier, am ajuns la premier, l-am convins că este necesar să supraviețuiască și această fabrică, mai ales că se intenționează privatizarea ei și noi milităm toți pentru privatizarea ei, pentru că nu mai există vreo altă șansă ca să stai în fiecare an să te rogi de guvern, cine o fi guvernul, că anul acesta și anul trecut am avut o șansă că era guvernarea noastră, dar am avut și 4 ani de zile în care a fost un alt guvern și care nu s-a uitat deloc către Craiova. Și acum aveți dubii că vreo 4 ani de zile să fie un alt guvern? Nu, dar nu e normal. Cel mai bine ar fi ca Alenia, de exemplu, sau altă fabrică, poate care are chiar contracte cu statul român, să facă aici întreținerea avioanelor. În aceste condiții am reușit, deci, să mai aducem 2 avioane de reparat, deși nu este o chestiune care să intereseze primăria, până la urmă mă interesează pentru păstrarea locurilor de muncă, pentru că am promis în campania electorală că ne batem pentru fiecare loc de muncă. Practic mi-ați răspuns deja la următoarea întrebare. Eu vreau să vă întreb ceva de genul, credeți că e o soluție asta să aducem o dată pe an 2 avioane să le reparăm la Craiova? Dar dacă deja vedeți că privatizarea ca cea mai bună soluție, înseamnă că, exact cum vă spuneam, ați răspuns și la cealaltă întrebare. Bun, a urmat.